están los muchos quesos? Acolo hay muchos quesos. Au deschis un loc de burger nou aici. Și avem timp să le probăm pe toate. Uite, aici. Mi-a căzut pe jos. 6 euro. Am mâncat Chicago Fire pe pâine. Recomand serialul. Nu mai râde! Bun moment de fericire, nu pot să am, mă, mi-am adus și mie burger. Azi mă pun și eu acolo, beau cola, mănânc burgerul ăla, sunt și eu fericit. Bă, mi-am dat una cu degetul în colțul mesei de... Toți fătă! Good morning! Mamă, ne-am mai filmat de atâta timp de nu mai, nici nu mai știu să încep un vlog. Nu mai știm cum e. Astăzi suntem, ca să fie toată lumea așa în context, sâmbătă 3 aprilie. N-am mai filmat de pe 19 martie, n-am mai filmat absolut nimic. Da, bun. Ca să fie treabă, deci toate planurile pe care le-am avut noi pentru următoarea destinație, am avut vreo 3 destinații pe masă, și ușor, ușor au picat toate, pentru că voiam să mergem cu anumiți oameni în diferite locuri și toate planurile s-au schimbat. Toți s-au arătat în carantină, Andrei și Andrada au zis că nu mai pot să meargă, totul s-a dat peste cap și încă nu știm următoarea destinație, dar o să decidem. Avem, estimăm să plecăm din România până pe 12, cam așa. Dar până atunci, aici, în județul Timiș, am găsit un sat pe Google Maps, din greșeală, care e cel puțin interesant. E singurul sat circular din România. Se numește Charlottenburg. Și asta o să mergem acolo, pentru că ne-am săturat de restricții, ne-am săturat de orașe pustii, ne-am săturat de orașe, ne-am săturat de tot. Așa că ieșim din Timișoara și mergem ușor, ușor prin sate în următoarele 2 zile, pentru că apoi vom pleca din această zonă a țării. Dar începem cu începutul. Și începutul care e? Să merge. Să deschidem ușa să plecăm. Da, asta așa e. Eu mă refeream că mergem să luăm micul dejun. Hai, nu ține vremea cu noi. Se pare că va ploua astăzi. Că de-aia au deschis ăștia terasele, că știau că vine ploaia. Bine ați venit la un nou vlog. Bună dimineața. Dimineața. Uite că mă sună Andrada. Am uitat să vă zic și ei vin cu noi. Da? Hello. Uite, filmăm. Zici tu bună dimineața la oameni. Ce să zic? Bună dimineața? Da. Salută publicul, că acum am început vlogul aici în casă. Ah, salut, salut! Dragă de ea. Cum e posibil că a fost soare non-stop cât am fost Timișoara în carantină și acum că a dat drumul începe ploua, nu mai știu să vorbesc, sorry, welcome. De ce stai invers? Păi sunt fier, era atât de cald ieri și alaltă ieri. Și am vrut să luăm și noi micul dejun. Unde ai construit și asta? Neața și ție, bună dimineața, nu, restaurantul, cum se numește? Neața. Ah, ok. Da, am venit aici să mâncăm, mamă, și frig, uite, ne-am pus aici. Bună dimineața, prieteni dragi. Andrada, back on the channel. Andrei și Matei. Matei, zi ceau, Matei. Spune la Cristi, ceau. Da, luăm micul dejun aici și o întindem. Cred că mi-am luat țeapa. Ăla-i somon? E somon și deasupra e sos holandez. Holandez. Da, ți-ai luat țeapă. E somon, sub el somon. Tu nu mănânci somon? Se pare că acum da. Dar l-ai citit că scria? Nu. Te-a pus și tu de canalul ăla de YouTube? Da. Când? Până când postez eu asta? În 4 zile? Nu, a? O să încerc. Deocamdată am treabă. Eu zic că mai repede ajungem împreună în Zanzibar și în Caraibe și unde vrei tu decât facem vlog. Până se apucă ea. Da. Hai, poftă bună. N-ai încredere în mine. Eu da. Hai să vedem cum îți ouăle astea. În Bali puneau bacon în loc de somon. Într-o mai sărăcit. Știu eu, puteai să cer. Mamă, ce bine se vede. Uite-te și tu. Dar să ce? Sos holandez. De alea de săraci, pe sărăchie. Ia uite Cristi, from omiel de ăsta, facem fulgărat aragan. Of, I missed you, Romania. Dar uite ce fain e fermă, foarte frumos.
Uite, mă, ce fain e drumul către Charlottesburg. Charlottenburg. Ce fain e alea, zici că sunt de la mare, de la bronzate. Stai, cum e Charlottenburg? Charlottenburg, da. Zici că sunt mexicanci. Oi, mexicanci. De ce zici aurite, ori fi alu Dănuț? Da. Să înceapă hate-ul. Am ajuns. Am ajuns, în sfârșit am ajuns. Am făcut cam o oră până aici. Uite, l-am lăsat pe Andreea. Mamă, cât a câinele să moară, Leon. Mamă, cât a câinele, zici că e oaie. Dar am văzut câmpii foarte frumoase, toate verzi, frumos. Deci am ajuns orașul ăsta cu nume nemțesc, în care trăiesc doar 130 de oameni și e complet rotund și simetric. Toate casele sunt exact la aceeași distanță una de cealaltă și intrările în sat sunt la exact aceeași distanță una de cealaltă. Acum de sus are formă de măr. Pornirea, cât e pornirea? E mult. Dă-i că mă sui din mers atunci. Ce? N-am eu bani? Nu-mi dai YouTube atâta. Uite câinele. Ai de la oi? Da, eu m-am cam speriat când l-am văzut. Am văzut că ai luat viteză către mașina. Hai, Ralu, că-i frig. Da. Așa, primele cadre cu GoPro, să vedem cât de bine se vede cu camera asta, că n-am filmat cu ea deloc, o avem de cât? De 2 săptămâni și n-am scos-o din cutie. Am ajuns în Charlottenburg, satul ăsta a apărut pe hartă în 1769, aproximativ, cu doar 32 de familii, era moșia unui conte și e construit în formă circulară, iar după cum v-am spus, toate cu biserica în mijloc. Prima clădire care s-a construit aici e o biserică care e undeva în fața noastră. O să mergem să ne plimbăm acum prin tot sătulețul. Acum mai trăiesc 129 de oameni, dacă nu mă înșel. Ce e interesant e, după cum v-am spus, singurul sat circular complet din România, din dronă de sus se vede, are forma unui măr. Toate casele au aceeași distanță între ele, iar toate intrările și ieșirile din sat, la fel, au exact aceeași distanță. Nici o casă nu putea să fie construită mai înaltă decât cealaltă la început, acum deja au apărut multe alte locuințe și vedeți că nu mai sunt atât de uniform. Uite, asta e mai înaltă decât cealaltă. Și găinii cu libertate. Aici avem frumos muzeul. E un loc recunoscut pentru vânătoare? Da, vânătoare se numește acolo. Asta e muzeul. Ui, e școala. Școala și grădiniță. Asta e grădiniță foarte. Uite, asta e muzeul și asta e școala. Auzi, bă? Și Andrei? Să veniți să mai faceți tururi cu noi așa, să vă zicem, hai să vă arătăm chestii ce am găsit noi pe Google. Spuneam eu la oameni acum, uite, ăsta e muzeul și scrie grădiniță pe el, știi? Veniți și vizitați muzeul Grădinița. Și ăla e WC-ul de la muzeu. Da, acolo în spate. Bă, ăla cred că e chiar WC-ul. Și acolo e biserica, prima construcție din sat. Dăm o tură prin sătuleț, să vedem dacă găsim ceva interesant și după aia ne continuăm ziua. Și acolo e găini. Uitați-vă cât de liniștit e. Bă, aici oriunde ai merge, te învârți în cerc. Adică, oricum ai face, dai o tură. Eu zic să mergem până amețim. Da, exact, ne învârtim. Andrada, zici că ești o contesă cu asta, capa mea. Cu capa ta. Cu capa. Aha, Harry Potter. Și am găsit stația din Charlottenburg. Uite, aici stai frumos, să aștepți autobuzul. Ce mă? Că era să cad. Păi și vine autobuzul dacă sunt doar 120 de oameni? Nu, măi, au construit-o ca să spele banii, mă. Uite, vin două. Ora plătării. Ia stați. Uite aici, comuna Bogda, satul Charlotta. Aici cred că e acela sat, dar e tradus. Bogda, Altringen, Charlotta, Buzăd, Remetea Mică. Mi-a zis Andrada ieri că niciun sat nu l-am pronunțat corect din toate satele de aici. Cum i-am zis la ăla? Pișchia? Cum e ăla? Pișchia. Așa. Fibiș, ai zis? Fibiș? Da, mă, dar n-are accent. Ce armata? Dumbrăvița, ai zis Dumbrăvița? Și i-a zis tu cum zic e Claudiu? Claudiu. Și ananas. E pe bune aia cu ananas? Da, mă, bună ținii. Ananas? Deci avem o colegă în facultate, de vreo când zicea ananas, eu urlam foc. Nu mai zic ananas, că e incorrect. Cum adică? Acolo cred că e cimitirul. Până da, cât e de liniștit. A zis bine Andrei, că eu când am intrat aici, am zis, mamă, cât de liniște e. Și el zice, păi ce mă, te așteptai toți 129 de locuitori să fie afară, toți în stradă? Ia uite acolo, nu tu cam, e ce, ăla e magazinul? Da? Ăla e magazin. E Nuțu. Nuțu? Nuțu Cami. Bine, scuză-mă. Dar Luca, fă ceva, mamă, că sari pe mine, bănățenii, îți fă ceva. Accentul nu te pot ajuta. Eu sunt singura bănățancă de aici. Bine, Claudiu.
Nuțu Cami. Ăla e barul, măi. Nuțu Cami. Da. Nu-ți aduce aminte de un personaj interlop așa? Ah, Nuțu. Ăla cu cai și cu lei. Da. Locuitorii inițiali ai acestei comune, sat, localități, veneau din actuala zonă a Italiei, Trieste. De acolo au venit primii locuitori. Și acum ar fi mișto dacă am găsit și noi pe cineva să întrebăm cum e viața pe aici. O să-mi spună liniștită, copile. Și asta a fost interviu. Dar chiar îmi place. Nu mai voiam oraș, nu mai voiam restricții, nu mai voiam declarații, nu mai voiam nimic. De-aia am venit aici. Auzi, deci, ăștia au mai multă încredere în cărăbizile alea decât am eu în omenire, uite ești tu. Aia este o cotarcă. Știi ce e? O cotarcă. Nu. O cotarcă. Nu. Acolo se pune porumb. Cotarcă? Ce se pune? Stai cum unde? Porumb. Cotarcă. Hai cu mine și arată-mi cotarcă. Mamă, uite un cal. Mergi cu mine în cotarcă? Merge. Ralu, uite un cal. Mamă. Aici ține porumbul? Da. Iar am schimbat. Dar cred că o foaie. Acum. Iar o să scrie ăștia în ziar. De la Caraibe la... Cum au scris, n-a fost un ciugut. Da. De la Caraibe la Cotarca. Zici că am făcut cine știe ce downgrade, știi? Bă, dacă luțul ăla e cam fermat, da, e un pic obosit, pare. Cred că e... Cum? Eu cred că e gravidă, da. Așa pare. Ți-a fost băiatul. Nu fugi, mă, că nu-ți fac nimica, mă. Prăpăditule. Mă, da, chiar nu vedem niciun om? Oare ăla chiar e WC-ul școlii acolo? E pe bune? Încă e afară? Prima construcție, biserica. Hai să vedem dacă se poate intra, că am trecut pe lângă ea fără să-mi dau seama. Deci, satul ăsta e atât de mic, încât ai terminat turul în 10 minute. Nu știu dacă se poate intra înăuntru, aici. De acolo scrie Charlottenburg. Ușa e deschisă. Sper să nu supere nimeni că intrăm. Nu cred că se supere nimeni. Nu știu dacă ai soarele sau luna. Filiala Biserica Română Catolică Charlotta. Închis, din păcate. Mie îmi place că e foarte liniștit și este multă verdeață și pomii sunt înfloriți, vezi? Unii dintre ei, nu toți. Dar... Deci n-am văzut, în afară de doi oameni care spălau mașina acolo când am ajuns, n-am văzut niciun om, bă. Eu încă n-am văzut magazinul satului. Bă, uite acolo, nuță. Ăla nu e bar. Vedeți forma de măr a satului? Uite, asta e Charlottenburg. Și asta e intrarea cum ar veni și uite, are exact o formă de măr. Din păcate, dacă vrei să vii să te bucuri de liniște aici, în zona asta a județului și vrei să stai câteva zile în Charlottenburg, pentru că bănuiesc că vara și primăvara e foarte, foarte frumos și foarte colorat, din păcate aici nu este nicio cazare disponibilă, doar în satele de lângă. Sunteți domnul de la Uber? Mergem la Pișchia? Mergem unde? La Pișchia? Mergem! Hai! Hai, Mândro! Ia hai și camera, Mândro! Da, nu știu cum am ajuns în Arad. Și am trecut pe drum pe lângă fântânele, dacă nu mă înșel, și acolo am rămas puțin surprins de ce căsoaie erau acolo, că erau niște case super șmechere și la intrarea în Arad, pe partea asta, era o dita mai groapa de gunoi, exact lângă semnul ăla care scrie Arad și
poate ar trebui rezolvată chestia asta, că când ajungi într-un oraș care și pare frumos așa, pentru noi e prima oară, să dai nas în nas cu o groapă de gunoi, nu prea e combinație. Dar la fântânele aici, la orașul ăla unde erau casele alea mișto, nu? Fântânele, cred că. Fântânele. Ăla cu dublu I. Pune-ți masca aia, nu știu cum o ai. Nu e fântânele, e fântânele, îmi pare rău. Claudiu. Rămână, cu Dini. Cu Dini, da. Mangiare albă. Doamne, ce influencer ratat sunt, era să mănânc fără să vă arăt ce am comandat, doamne ferește. Pastele astea amatriceana care sunt picante rău și nu știam. Da? Tu ce ai acolo? Eu am o cremă de ciuperci. Ce? Ce este? Uita lumea, bă, ce fac ăștia? Voi acolo ce aveți? Andrei și-a luat, i-a zis vreau pizza numai să n-aibă nimic verde pe carne. Numai carne să aibă. Pizza carnivore și-a luat. Și tu ce ai acolo? Taliapele cu funghii porcini. Aha, azi ne preface că am înțeles. Cu cine? Cu pitonci. Ah, așa. Crib. Ciuperci, mă. Ciuperci, nu, nu. Auzi, unii hateri dar îmi spune că... Cine ți-a spus că tu ești influencer? Da? Tușe? Mi-a dat-o? Cu mantă, da, a dat-o. Nu, da. O spune înainte, vreau să mai pot spune... Să nu mai fiu surprins. O spune prietenii. Uite că în sfârșit am găsit un loc ideal pentru mine. Asta e locul meu, loc de oftat. Mobil dezafectat pericol de cât... Nu, vezi, mă pun aici să oftez și n-apuc să oftez bine că îmi pică clădirea în cap. Venit astăzi să dăm, să descoperim și noi locul unde vin timișorenii să-și facă weekendul la domeniu Cărneacova și să îl dăm pe Matei cu calul. Matei, ce faci? Călărești astăzi? Da. Da? Andrei, back on business, Andrada ne-a dat țeapă astăzi. Cel puțin primăvara, vara, aici în fiecare weekend e full de timișoreni și vreau să văd și eu de ce. E super frumos până aici și drumul. Drumul e foarte, foarte mișto. Treci, cum se numea alea? Crama aia, cum se... Recaș. Recaș. Foarte mișto. Gori. Foarte, foarte, foarte fain. Totul la milimetru, aliniat perfect. Drumul e super mișto. Păcat că nu putem să vedem și noi verde așa înflorit, că Timișoara a decis iarna să vină înapoi. Acum, în ce dată suntem azi? 4 aprilie. De cât? Vine iarna, again. Foarte fain și sunt oameni. Nu, noi ne gândeam, poate ieși închis, cum au fost restricțiile astea. Dar văd că sunt ceva oameni. Nu știu, poate simțiți frigul. Da, dacă trebuie să stăm la terasă... Poate e belită. Uite, lumea gătește acolo, dar... Acolo e barul, știi? Acolo în spate, dacă n-au din ele de înflăcărate. Dacă n-au flăcărele. Sau ce facem? Păi ne uităm după aia, hai să stăm. Acum, gata, abia am venit, vă lua foame. Păi nu, hai să vedem dacă putem mânca, măcar. Ca să știm, că dacă nu ne calculăm timpul, că voi n-ați mâncat, eu am mâncat cu Matei. Nu mai spune la oameni că sunt nemâncat, Andrei, că iar zic ăștia că sărac. N-aveam doar caviar și da, nu era bun la breakfast. Da, ăștia n-au decât alam cu pâine și tu nu băi așa ceva în tine. Auzi, se poate mânca aici doar dacă ești cazat, dacă nu pe la corturi pe acolo, vedem. Uite acolo, clătite pe roți. Deci avem alternative și pe acolo e tiroliana. Da, e închisă. Ca de obicei, totul e, dar e mai trist. Dar e foarte mare tot, e mare rău de tot. A, e foarte gingaș. Eu am vrut să mă dau cu tiroline. Ce ai făcut? Am vrut să mă dau cu tirolinele. Tiroliana, mă, nu tirolinele. Tirolinele, tirolinele. Asta e parcă aia ce vedeam noi la televizor când... De 1 mai sau care e ziua? Da, 1 mai? Da. Anul ăsta 1 mai și pe 2 mai Paștele, deci anul ăsta să combinăm mielul cu porcul. Miroase a duminică românească aici, uitați. Fum, frumos. Grătărel, berică. Numai muzică n-avem. Imediat începe o Irina Login și gata. Vale vigilie, să știm că nu ca în Zanzibar. Uitați că aici, acolo e centru de echitație, cred. Și aici sunt căbănuțe din astea, o grămadă. Nu știu ce preț ori avea, dacă reușesc să le găsesc pe Booking undeva, vă las prețul aici. Foarte interesant să vii aici, la fel, relax, liniște, dacă ești și fan acestui sport, dai seama că e beleasă să ieși din oraș să stai bună.
Da, am cam vreau. Nu, e prea mic să-l pup pe capră. Da, sigur. Puteți vedea și caii? Așa? Și eventual încercați să-l puneți și pe el de cal. Nu, că mi-e frică. E frică că el e înzdrăvan și nu... Da, mi-e frică! N-are încredere în tine deloc, Matei? Mi-e frică. N-ai încredere în copil. Rămâne singur, e însoțit mereu. Da? Na, bun. Na. 10 lei intrarea, da, așa. Și 25 dacă vrei să suie copilul pe cal. Andrei nu e încrezător, dar rezolvăm. Deci eu plătesc 25 de lei și ei plătesc 10 lei. Îți pune o brățară din asta, Nomad Horses. Și costă 10 lei fiecare, la Andrei 25, că e cu copilul. Și a întrebat Andrei, păi cum, deci 25 eu și ei 10, nu? Și a zis, nu, și a zis el, pe cum nu, că doar eu sunt părinte. Și a zis, a, ok. Deci, dacă, cum e asta, dacă copilul are 4 părinți, plătesc mai mult sau cum? Bă, mi se pare tare că au trecut alți oameni și când au auzit 10 lei, au zis, a, nu, în niciun caz, dacă ar fi un leu sau doi. Nu știu cât e 10 lei, 2 euro, eu cred că merită, bine. Acum să vedem că n-am intrat încă, dar putem să vizităm grajdurile, cai, sigur e interesant. Tu vrei să te sui pe cal? Eu nu pot, nu sunt copil. Da, noi după ce am trăit în Republica Dominicană nu ne mai trebuie cal. Voi știați? Ia să vă întreb pe voi. Noi avem un vlog întreg în care am mers cu calul prin pădure, către o cascadă, prin râu. În Republica Dominicană. Vă las video pe aici. Deci a doua zi, frate, am avut cea mai teribilă febră musculară posibil. Nu, niciodată nu mi-a trecut prin cap că pot să fac și eu o musculară de la călărit. După aia am citit și mi-am dat seama că mulți oameni care practică acest sport termină cu oasele de la spate, de la coloană, terminați, să spraf. Dar mie nu mi-a trecut prin minte niciodată, frate. Așa febră musculară să ai de la călărit 2 ore. Și atunci am zis, no thanks, calul e frumos. Și de lângă portieră. Mișto aici, mă, îmi place. Hai, soare, hai. Hai, soare, hai. Hai, tată. Nor a venit hai. Peste el. A venit Dita mai nor. E mică ninge, bă. Asta ar fi deja... Eu mai e frică de ploaie, mi-e frică vine iarna. Ne rămânem aici înzăpeziți, nu mai pleci cu mașina. Uite ce am fain este. Am căuciucuri noi, plecăm. A, bine. Și am și lanțul. Oh, ce înseamnă, mă? Ce doctor. Înseamnă? Deci când mi-l dau pe moca că-s doctor. Matricula. Cai. Am urcat pe trepte pe acolo și încercăm să ne dăm seama unde sunt grajdurile, pentru că jos acolo erau niște fetițe care erau cu calul și trebuie să aștepți. Faza e că nu prea e indicat să spună grajd încolo, boule, știi? Mă, e mare pe clădire. Da. Grajd. Și ne cam învârtim. Mă, după miros aici, ai, prietene. Ne cam învârtim să vedem. I-ai găsit? Da, cred că aici. Hai, Matei, hai. Uite, vedeți, acolo jos sunt fetele care călăresc, apoi o să mergem noi. Mamă, masca înapoi, nu de COVID, ci de 1 million. Uliu. O, ce frumos e. Mamă. Wow, uite cât e de mare. Sunt mare. Deci gândiți-vă că eu am 1,75, uitați-vă cum o e la el. Plecinte atunci și ți-a făcut bretonul ăla. Zici că ești Joey din Friends. Da. Cine te-a tuns așa, mă, băiatule, mă? Nu-i pedepsit. Nu-i pedepsit. Bă, băiatule! Deci, caii ăștia pe lângă ăia din Dominicană, pe... Bă, ești nebun, uitați-vă cât de mare e! Deci pe lângă ăia din Dominicană, ăștia sunt enormi. Prietene, nu încape în grajd. Uite-te ce mușchi are. De ce sunt plecat? Oi, ai grijă, în gură nu-i băga mâna, e bine. Uitați-vă un pic așa, perspectivă, da? Imaginați-vă cât de înalt e ăsta. Toată lumea se bucură și o să-și filmez ca prostul. Asta e gol. Mă, e și plin de păsări. Acolo e mâncarea, cred. Sunt mărișoare astea, grajdurile. Chiar sunt mari, adică am dormit în locuri mult mai mici. Ce faci? Păi, eu nu înțeleg, că la cum l-au tuns nu mai are chef de nimic. Hai,
Haide, calul. Haide. Haide, calul. Sunt de-ai noștri? Sunt românești? Eu am mai văzut cai prin nume, dar așa Mariu n-am mai văzut. Nu, asta e un cal de sport german. Noi un porcent de englez. Asta e o corcitor între porcent de englez și cal de sport german. Ah, ok. Când... Ați zis, am mai vizitat, am mai văzut, dar da. mi se par enorm de mari. Da, asta e un cal chiar din mărișină. E zăcăușă la el. Asta? Zăpăcitul. Asta e zăpăcitul? De cățel. Da. Invidia oricărei femei, uitați-vă puțin ce sprâncene are, ce gene are calul ăsta. Prietene, uite ce sprâncene are al meu. Oh, oh, oh. Ăla e german. Câinele, auzi, calul. Păi, vorbește, nețește? Da, da, da. Ia uite-l și pe ăsta. Ok, să te pregătiți să vi se topească sufletele. Ia uitați aici. Ai, Matei, spoiler, mi-ai făcut de mai spoilerul. Ia uite. Voi. Deci blănoș și frate. Oi. Matei. Ce? Îți plac? Da. Da? Da. Vrei să-ți cumpere tati un cal? Da. Așa se face, să-i spui în fiecare zi, tati, cumpără-mi un cal. Îl băgăm acolo cu snow. Foarte fain, păi numai cât să intre aici merită banii, frate. Păi 10 lei. Foarte fain, foarte, foarte frumoși, foarte îngrijiți. Au mult spațiu acolo. Foarte fain. Din câte am înțeles, eu nu știu cât de adevărat e, din câte am înțeles, sunt oameni care și-au cumpărat cai și nu au unde să ține și țin aici. Adică nu neapărat că sunt toți a lor. Pot avea alți proprietari care vin și lasă aici să fie îngrijiți și nu, când au chef, vin la ei. Și drumul ăsta nu știu încotro duce. Neverland. Neverland, da. Frumos. Aici nu, bă, că nu e mică, deci aici nu cred că vreau să mergem, ok? Nu, păi sunt goale. Asta cred că le ții hinei vară, ha? Probabil, nu, depinde de și câți cai au, poate au mai mulți. Eu cred că astea sunt pentru ponei, pentru ăștia minicoți. Da. Strânge, strânge. Ah, da, da, da. Strânge, a? Ca fric. Gata, s-a dus Matei pe căluț acolo. Ce-a Cristi? Ți-a plăcut cu calul? Da. Da? Da. Hai, de mâna. Maybe a love like ours can lead out its call.